Și continuând cu investigațiile despre Veda, scrierile vedice din sanscrită, cea mai importantă limbă din lume pentru că spune foarte multe adevăruri incomode pentru toate rasele pământului și culturile. Data aceasta, această poză care, sau fotografie schematică, ca de obicei, care ne arată ce vedem aici. Vedem Barata Varsha. Ce este Barata Varsha? Este unul dintre cele 9 uh, sectoare de pe, pe, de pe, Pământul Mare, care este insula centrală, care după aceea continuă Oceanul de Sare și alte chestii, dar ne uh, punem aici să ne vedem unde trăim noi, de fapt, după cum scrie scriurile aici, noi trăim într-o parte a sectorului ăsta roșu care le vedeți, care este Barata Varsa, uh, evident sunt și alte continente și alte lumi care noi nu le cunoaștem pentru că nu este voie, că este tratatul de la Antarctica care nu-ți dă voie să treci mai încolo. Noi suntem o parte, adică lumea cunoscută din Baratavarsa, care este la capătul uh, acelei insule centrale, care este o insulă enormă, care are un diametru de 800.000 de mile și în exterior, că suntem exact la margine, este oceanul de apă sărată. De fapt, oceanul Atlantic și Pacific, care noi le cunoaștem, sunt doar partea care intră, cum ar veni în Baratavarsa, unde suntem noi într-un capăt, din oceanul cel mare, care are 800.000 de mile, Uh, amplitudine, deci în ceea ce privește cât este extinderea lui totală calculată, pentru că este concentric uh, insulei Marelui Pământ Jambudvipa. Și din cealaltă parte, înspre interiorul, cum ar venit dacă am putea să călătorim în continuare, se află prima graniță naturală, deși nu știu dacă sunt munți naturali sau artificiali, care se numesc munții Himalaya, dar munții ăștia sunt Himalaya originali. Ceea ce noi cunoaștem în Tibet, în lumea noastră cunoscută, este o copie după munții adevărații Himalaya, care sunt niște munți cu o lungime de 480.000 de mile, amintiți că o milă este egal cu 1,6 km, adică 1 ,6 km 600 de metri, și nu-ți dați seama, de la, deci la est la vest merg 480.000 de mile și înălțimea lor este 80.000 de mile și uh, wedded, adică, cum se spune wedded în limba română? Habarna. Uh, habar n uh, adică partea aia care este în profunzimea, nu? Profunzimea, ceva genul. Adică cum ar veni ceea ce merge așa în diagonală? Habar n-am. Mă scuzați pentru că câteodată am lapsus, nu vreau să fac chestia asta, dar într-adevăr am lapsus de anumite cuvinte în limba română. Și de mire. Atunci, um, Dincolo, normal cineva ar spune, bun, și de ce nu vedem noi muntele Meru? Nu? Pentru că, evident, după munții Himalaya ar veni următorul sector și face aceea alți munți, după aceea alți sector și aceea, alți munți și aceea, muntele Meru care este în centru. Am vorbit înainte când am vorbit despre punctul plată, despre punctul de dispariție și despre uh, faptul că nu se poate vedea din cauza că atmosfera este încărcată, de aceea nu este posibil să vezi continentul american din Europa, de exemplu din Portugalia sau din Anglia, n-ai cum să-l vezi pentru că avem o viziune limitată, chiar și cu lentilele cele mai profesionale militare ai o distanță mai mare la care poți ajunge și până la urmă pur și simplu în acolo în distanță se vede cum totul se face ca și un fel de ceață și dispare tot. Deci asta este fizica, care se demonstrează fizic și științific, punctul de dispariție și perspectiva. Și cam asta ar fi, deci cam aici am trei noi ca o schemă, suntem foarte, foarte mici, suntem doar o parte mică dintr-un sector care este a noua parte la un capăt de marele pământ Jean Budvipa, care la rândul lui este foarte mic în comparație cu celelalte tărâmuri care formează universul în care trăim universul, după aceea sunt alte universuri, dar asta este o altă poveste și ca asta ar fi dacă am avea acces și ne-ar da liber să circulăm uh, dincolo de limitele care noi le cunoaștem ca și zidul de gheață de exemplu, Antarctica și oceanele cunoscute să mergem mai departe, dacă a merge înspre sud, deși este cam fals să, să spui sud sau nord, pentru că depinde din ce perspectivă te uiți, dacă să ne înțelegem, dacă am merge înspre sud am ieșit la marele ocean de apă sărată, dacă am merge înspre nord am dat până la urmă de marele lanț de munte uh, Himalaya, care are 80.000 de mile înălțime, adică asta e undeva la 130.000 de kilometri, ceva de genul. Um, Cam așa ceva, care este externare. Poate că se și din portale. Portale, portaluri, ceva. Portale. Și cam asta ar fi și în următoarele video o să mai facem, o să vorbim în continuare, asta am dați să fie un zoom in, un zoom apropiat despre cum ar fi locul în care trăim și sectorul respectiv și vă închipuiți cât de multe ființe are universul ăsta, nu? Că cât de ca ce alte sectoare, sunt sectoarele unde sunt uriași și sectoarele unde sunt alte ființe, poate chiar reptilieni, cine știe. Și cam asta ar fi scrierile vedice, merg mai încolo și termin spunând că nu este intenția mea să conving pe nimeni, dacă tu ești um, comod, sau îți place să rămâi la cunoștința clasică creștină a Pământului Plat, din, din, partea mea e genial, întotdeauna spun la toată lumea, dacă mă întreabă cineva, întotdeauna să gândești lucrurile după cum îți place ție mai mult. Deci ceea ce de pe tine te tine de face să dormi bine la noapte, să fii liniștit, cu atât timp cât nu vrei să faci rău cuiva sau să-l convingi pe cineva că tu ești mai tare, din partea mea să crezi absolut ce vrei tu și dacă doresc să crezi într-un stil creștinesc ortodox sau protestant în altă perspectivă sau nu mai știu câte forme sunt în creștinism, asta este bineînțeles la alegerea fiecăruia. Și cam atât, ne vedem în următorul video cu alte chestii interesante ca de obicei de aici, din capătul ăsta de univers sau cum vrei să spui, salt!